Salutare oameni și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft Pocket Edition. I don't know how this came to be. Deci nu știu de ce am pus asta aici. Acum o văd și eu. Am rămas că am făcut prostiuța asta de gard aici și terasă gen. Vreau să mă scap de asta că nu-mi place. De copacel. M-am decis că nu-i frumos. Ok. O să ne scăpăm altcândva de copacel. Momentan. Oh my god. Momentan avem niște probleme cu un schelet. Nu-i problemă. Ok. Get me into my inventory. There we go. Ia să mâncăm niște carne de astea și nu prea îmi convine. Așa, nici nu știam cum se mâncă, dar... Uite că am găsit. Bun. Trebuie și să începem o mină, cred. Dacă nu începem, ce facem aici? Nu avem resurse. Ne trebuie o grămadă de aur, ne trebuie o grămadă de diamond, ne trebuie o grămadă de aer, nu de aur. Pardon. Ce facem noi cu aurul? Ce, suntem maneliști sau ce? Da, unul la nu o să le placă gluma. Ok, let's start. Fac așa de câte două și cred că iau și partea de sus. Că dacă nu, tot timpul o să dăm cu capul de partea asta. Oare avem torțe? Cred că avem torțe. Unde avem torțe? Avem 10. Aici. Unde am să pun un chest? Dar văd că nu avem chest. Nu avem lemn. Deci rămâne așa. Ok. Asta trebuie mutată. Torța asta. Ca să cuprindă mai mult după. Hai să încep prima dată doar cu un rând și după aceea continui cu celălalt. Că suntem foarte curioși ce se află aici jos, așa e? Aud acel schelet și nu-mi prea place. Data trecută, dacă vă amintiți, am auzit nu știu ce zombie sub noi sau deasupra noastră în mină. Într-un fel sper și acum că va fi așa ceva ca să găsim o mină de asta mare. Și să nu mai trăiască să minez eu așa ca prostul, să avem și noi ceva mai interesant cu ceva Raven. Da, un Raven ar fi perfect, un Raven. What the heck? Deci să înțeleg că scheletele se joacă cu pressure plate-ul. Oh my god. Ok, niște dirt. Ciudat. Dar nu cred că e nimic special pe aici, în afară de dirt. Ok. Voi continua să mă duc în jos. Până pe acolo, până la bedrock. De ce nu? Așa. Apropo, încă o dată, pentru toți cei care mi-au scris mesaje pe Facebook și nu am răspuns, îmi cer scuze. Știți, n-am prea fost activ pe server, să zic, pe canal și de aceea nici m-am uitat pe Facebook, dar acum mă uit și îmi puteți scrie, că de data aceasta chiar răspund. Poate nu atât de repede, dar răspund. Asta să nu credeți că am ceva cu voi. Nu, efectiv, nu. Nu m-am uitat. Ok. O, și cred că o să fac un videoclip cu CS 1.6. Unul dintre voi știți despre ce e vorba, deci... Cred că o să iasă ok. Pentru un server. Cred că o să iasă ok. Mai ales că dacă vă dau serverul putem toți juca pe el sau ceva de genul, deci ar fi chiar ok. Sper că mai jucați CS 1.6, nu numai CSGO. Adică și eu am CSGO, dar nu merge ca știți voi cum. Și... Deși pot juca doar Silver Elite, că n-au 20 FPS sau ceva de genul. Deci... CS 1.6 e mai ok. Pe PC-ul meu. Care da, încă merge, dar nu prea bine. Înțelegeți? Și niște call, măcar ceva.
Ia uite. Nu știu dacă voi știți cum să văd coordonatele pe Minecraft Pocket Edition. Please, scrieți-mi acolo în comment section. Apropo, nu știu cum e dezbaterea, doamne, dezbaterea, pentru... Ah, uite un zombie. Nice. Pentru numele animăluțelor. Am înțeles că Găina Gigel și oaia e... Habar n-am, pentru aia n-am găsit bine. Hai să fie Găina Gigel, dacă voi ziceți. Dar pentru aia trebuie să găsiți un alt nume. Adică n-am prea văzut nume ok sau... N-am prea văzut nume, în general, nu știu. Poate am omis eu. O grămadă de cor. Suntem bogați și îmi bârie telefonul. Dar e ok. Aud un zombie. Unde-i? Nu mai știu de pe care săream. Ah, ok. Oh, ce penal. Oh, doamne, unde-i zombie? Deci de data aceasta o să găsesc acel zombie. Where are you? Stânga, dreapta? Ia să facem ca... La căutarea după diamante. Facem în fiecare parte. Oh. E ceva acolo? What the heck? Nu. Then never mind. Mai am un târnăcop. Și mai aș avea destul să mai fac. Că trebuie să mă duc la crafting table. Peste noi. Poate cade un zombie dintr-o dată peste noi. Acolo chiar e ceva? Nu cred. Aș vrea eu. Așa, torțe. Ce torțe mai putem face? Ok, am auzit un pigeon. Deci chiar e o mină pe aici undeva. Ok. Nici aici? Oh, iron. Oh, mă, ce bine. Cred că avem noroc pe mapa asta. Și cred că dacă mă apropiu de partea asta sau de mai tare. Cred că sau de lavă pe undeva. Ok. Iup, sau de lavă pe undeva. Sau cel puțin ceva ce sună lavă. Dar efectiv nu-mi dau seama nici ce parte. Ar trebui să aud pe cască mai tare sunt. E evident cu căști de telefon, că nu am eu căști de alte. Am avut, dar întâmplării ciudate au făcut să nu mai meargă. Uite și niște cola aici. N-am observat. Dăm, așa. Nu, nu, nu. Doamne, ferește, nu da cu târnăcopul. Aici e ciudat că am lăsat mai mult spațiu. La treaptă. Ok. There we go. Și e zi. Și plouă chiar. Ce frumos. Găinuță, găinuță, ce faci tu pe aici? Oh, chiar. Am uitat. N-avem mâncare deloc. Cred că trebuie să tăiem o găinuță. Nu, n-am vrut să apăs pe tine. Buton de recording. Vedeți, chiar asta mi-e frică să se întâmple. Apăs pe butonul de record și... Ciao, ciao. S-o dus filmarea. Haide! Așa. Așa. Târnă cop 1. Fac pentru că îmi trăși torțe. Ok, suntem echipați. Așa și așa. Ok. Acum trebuie numai să-mi dau seama... Din ce parte se aude freaking lava și zombie? Cred că ne apropiem. Dar se prea poate să fie undeva peste mine. Da? Unde-i târnăcopul? Hai să dau eu cu ouul ăsta. Așa de curioși. Ah, am pus ar... What? Nu, vreau să stau cu... Așa. Ia, hai. Nu, nope, nimic. Trist.
ceva peste? Logan Paul putea să mănânce acel ou. Așa e, că acum o să rămână fără bani și... Da, nu mă bag, eu nu mă bag. Ok, în ce parte, doamne? Poate sub? Nimic. Sub. Oh my god. Nu e nimic. No, mă rog, oricum. O să ne vedem data viitoare. Încerc să găsesc mina asta off-screen și ciao, ciao.